Salutare tuturor! Iată care sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20, HBO prezintă filmul Hamlet. Prințul danez se întoarce acasă ca să afle că tatăl său, regele, a murit de curând și că mama lui Gertrude s-a căsătorit deja cu unchiul său, Claudius. Copleșit de șoc și de durere, tânărul prinț e vizitat de fantoma tatălui său, care susține că a fost ucis de Claudius și cere răzbunare. Acum, Hamlet trebuie să decidă dacă povestea spusă de această apariție e adevărată și, dacă da, să se hotărască ce anume trebuie să facă. De la ora 22, National Geographic Channel prezintă documentarul Hubble. Producția prezintă povestea oamenilor care au conceput, construit, reparat și operat Hubble, cel mai apreciat instrument științific din istorie. Eliberarea sa pe orbită, la peste 500 de kilometri deasupra Terei, a marcat nașterea unuia dintre cele mai mari visuri ale omenirii. Să plaseze un telescop în spațiu deasupra efectelor perturbatoare ale atmosferei pentru a obține cea mai clară imagine a cosmosului la care putem spera. De la ora 23 pe AXN puteți urmări un nou episod din serialul Criminal Minds Suspect Behavior. Acest serial urmărește aventurile unei noi echipe de analiză comportamentală care a fost prezentată în sezonul 5 al serialului original. Acest grup excepțional de agenți FBI este condus de agentul special Sam Cooper, interpretat de Forest Whitaker. Echipa agentului Cooper are anumite crezuri de la care nu se abate și este constantă în misiunea ei, aceea de a aduce în fața justiției cei mai periculoși criminali ai țării. We have to face things. We need to know what you're not telling us. Even the most trivial thing can be significant. Pe HBO Comedy, de la ora 23 și 20 de minute, puteți urmări filmul Little Miss Sunshine, povestea unei familii americane tipice. Aventura celor din familia Hoover începe cu vestea că Abigail a fost acceptată să participe la un mare concurs de frumusețe. Absolut adorabilă, fetița primește surpriza cu o criză de isterie, în fața căreia niciunul dintre adulți nu se poate opune ideii de a pleca la drum. Astfel, cei 6 membri ai familiei vor parcurge peste 1000 de kilometri într-o dubă galbenă, veche și ruginită, care timp de 3 zile le va crea tot felul de probleme. După miezul nopții, pe Antena 1 puteți urmări filmul Doom, cu Dwayne Johnson și Carl Urban. Un apel disperat de ajutor venit de pe o stație de cercetare aflată pe planeta Marte aduce o echipă specială de intervenții pentru o anchetă. Stația de cercetare este trecută la nivelul 5 de carantină, iar singurele persoane care au voie să intre în unitate sunt echipa tehnică de intervenție rapidă, membrii ai armatei spațiale, care descoperă creaturi dintr-o altă dimensiune, ce pândesc în întuneric, ucigându-i pe supraviețuitori. What is that? We gotta go now. Evacuate! Evacuate! Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc vizionare plăcută!